în aceste momente, după o rugăciune fierbinte, poate că nu s-a întâmplat ceva, știu eu, spectaculos în inima ta. E posibil ca duhul de îndoială să se înfiripe acolo. Ultima strofă din cântare spune așa: nu te îndoi și crede că Domnul te îndură. Ascultă-mă bine, încrede-te, ancorează-te în promisiunea Lui. Dumnezeu nu-și leapă de copiii. Dumnezeu nu-și abandonează viața ta și viața cu tăruia. E Cel care se îndură și e Cel care se îndură până la al miilea neam. Nu te îndoi și crede, te rog din toată inima, încrede-te în Domnul.